Performanță uluitoare pentru Moldova la campionatul mondial de Muay Thai printre junior și tinere. Luptătorii noștri s-au întors cu 5 medalii din Bangkok, dintre care 2 de aur și 3 de argint. Liviu Titică și Gorduc au devenit campioni mondiali. Liviu Titica a învins rând pe rând luptători din Turcia, Uzbekistan și Thailanda în drumul său spre titlul mondial. Sportivul nostru și-a devastat adversarii într-un mare fel, 2 knockout-uri în 3 lupte. Diaz a fost foarte puternic, a fost încrezut în el, în ochii lui am văzut, dar eu am arătat că sunt mai puternic și l-am învins. Iar un viitor splendid, cu condiția că va continui să muncească așa cum a și făcut-o până acum. Cu aur s-a întors acasă și Igor Duca, luptătorul de doar 12 ani, l-a învins în finală pe un alt sportiv din Thailanda și și-a făcut un cadou superb de ziua sa. A devenit campion mondial. În cadrul competiției, Moldova a mai cucerit 3 medalii de argint. Marius Coval, Gheorghe Pleșca și David Chipere au fost la un pas de a deveni campioni mondiali. Din păcate am pierdut de la luptătorul din Rusia, dar pentru mine a fost o luptă foarte bună. Eu promit că o să-mi iau revanșa de la Rus. Pe lângă medalie, David Chiper s-a ales și cu un premiu de la campionatul mondial. Этот приз медали под названием номинация «Восходящая звезда». Я себя чувствую восходящей звездой. În total, la campionatul mondial de Muay Thai printre juniori și tineret au participat 86 de țări, iar Moldova s-a clasat pe locul 7. Ei sunt eroii mei la acest moment, fiindcă la așa o vârstă fragedă, așa o dedicație, eu nu am văzut. Primordial investim în posibilitatea lor de a participa la așa competiții, dar sigur, luptătorii care au demonstrat că merită vor fi într-o oricare măsură premiați. Campionatul mondial de Muay Thai printre juniori și tineret s-a disputat în perioada 3-11 august la Bangkok. Moldova a fost reprezentată la turneu de 6 luptători.